Următoarele 6 luni de zile a unei noi strategii politice a PNL Bistrița. Rusu susține că noua strategie a trebuit să aibă drept rezultat victoria în alegerile locale din 2012 și instalarea pe fotoliu de primar al urbei a primului primar liberal din istoria Bistriței. Să formăm o echipă, să propunem o echipă de consilieri care să susțină această strategie și această viziune liberală pentru primăria Bistriței, un lider care să candideze și pentru funcția de primar. Suntem convinși că în acest mod se abordează strategic dezvoltarea orașului, că este bine, așa cum președintele partidului nostru spunea la Brașov, că Partidul Național Liberal are șansă și are capacitatea de a da rezultate bune. Bistrița este un oraș care se deosebește de multe alte orașe din țară printr-o dezvoltare a mediului privat de afaceri fezabilă, pe termen lung, și încă poate oferi multe variante de succes în mediul de business. Trebuie să administrația locală, primăria liberală, viitoare liberală a orașului, să ofere acest sprijin și acest parteneriat mediului de afaceri, un mediu de afaceri prietenos sau un mediu de lucrare prietenos către mediul de afaceri, care se conducă la dezvoltarea orașului, la crearea de noi locuri de muncă și la creșterea bunăstării locuitorilor. În privința candidatului pe care PNL îl va arunca în lupta electorală din vara lui 2012, liderii liberali bistrițeni nu au vrut să ofere niciun nume deocamdată. Niciunul din liberalii cu notorietate sau impact public nefiind confirmat de conducerea liberală. Reamintim faptul că până în prezent cele mai importante nume de politicieni liberali care au vrut să se instaleze la primăria Bistrița au fost Ioan Țintian în 2000 și Ioan Turc în 2008. Folosim pahare în fiecare zi, dar niciodată nu ne-am întrebat dacă există vreo regulă. Ce fel de pahare folosim pentru apă, vin sau alte băuturi fine? Direcția Județeană pentru Tineret a organizat o întâlnire cu tinerii interesați să cunoască simbolul fiecărui pahar. Paharele nu se folosesc la întâmplare. Asta știu mai mult barbanii și ospătarii, dar nici acasă nu ar trebui să trecem cu vedere acest aspect. Dacă sunteți curioși să aflați cu ce trebuie să bem apă sau vin, ori tradițională țuică, aflați de la directorul Direcției Județene pentru Tineret, Ciprian Constantinescu. Deci francezii ați văzut că au creat soiurile lor și soptele lor. În rest, nemții și restul lumii nu sunt chiar așa pretențioși și au început de la apă. Au creat o cană de apă. Au luat una aproape la întâmplare. Nu, pentru că cam mare cană de apă sunt la fel. Știți fiecare cană de apă la ce folosește în casă, asta e chiar un vechi casnic. Sucul, berea și alte chestiuni care ne plac nouă, mult. Iau o supară care se face pentru Germania, de exemplu, un pocat, îi spunem, de 0,3. Cu 0,3, cam o spune un suc liniștit în el. Asta e o pară un pic mai interesantă, are o talpă. Culoarea asta se numește chichilibar. În culoare sunt de dificil de făcut și care arată destul de interesante să recunoașteți. Și bineînțeles, acum luăm pe băuturile lor, un par de martini, ca parte de martini mare, poate că arată toate așa, nu e prea de mare diferență, de la martini nu s-ar să de mare lucru. Există și o cană de martini, care are pe lângă stilul acesta de cană și un mestecător de sticlă foarte lung. S-a mestecat în gheață. Din păcate, n-am mai găsit în fabrică, a fost exportat de până ultima bucată în America. E aici o solie nu foarte clasică, nu nici foarte neclasică. Paharele unii pentru economie, am făcut o pahar mai mare. Poate fi folosit pentru vin roșu sau pentru apă. În cazul să folosești de apă, acesta vin folosit pentru vin. Dacă folosești pentru vin, acesta fi de vin roșu și acesta de vin alb. Ce vreau să vă arăt piciorul? Copiii au văzut că sticla se prelungează totuși. Vedeți ce formă interesantă are piciorul. Acesta este, de fapt, schepsisul acestui pahar. Bucățica aceasta se face într-o piatră, după care trebuie să mai pui încă o operație în plus ca să faci acest picior. În acest pahar, vă spun sincer, eu pare foarte dificil de făcut, că necesită mult dublu timp aproape pentru decât un pahar normal. Dacă îl primim așa, nu cred că ne trebuie să nimic, nu? Nu mare lucru, nu? Dar să știți că când vedeți asemenea chestii, să vă gândiți, unde oamenii au mâncat ceva, au gândit ceva, au avut de lucru. Asta e o chestie tehnică care ne poate duce cu un anul de lucru. Și prețul e poate un pic mai mare și atunci să nu vă speriați de ce. Uitați, domnule, dar apar piciorul ăsta e complex. De-aia e mai scump, înseamnă că e mai valoros.
Bineînțeles că trebuie să facă și o parte mai mic, de sherry sau șnap sau lichior. Cam astea sunt conturile care se pot da în el. Bineînțeles, are și un preț mai mic pe piață decât restul, dar nu foarte mic. În seria lor, noi am inventat și de românii ceva, pentru că seriile astea occidentale, i-am pus în parte whisky. Nu, nu avem însă la seria asta în parte whisky, i-am pus noi. Un pahar de whisky care l-am făcut dintr-un pahar clasic. Asta e ce producție Cristin Roisa de la A-la-Z. Ca să vedeți că există, uitați, în parte, până acum interesant, un pic mai neconformist, capacitatea este de mare, dar cred că se comportează destul de bine. Nu e greu de făcut, deși pare atât de impetuos. Și pentru că a fost o plăcere să fac pahare de coniac, nu am avea o treabă cu coniacul, ci fiindcă se producea destul de ușor. Aici vă prezint o linie care, uitați, domnul Șomea, ne-am putea spune în video. Să găsăm toate birturile de pe vremea comunismului. Să știți că nu le-am uitat. Nu e o linie nemaipomenit de folosit pe ziua de astăzi, dar partea asta de coniac totuși. Și coneacul a fost o butună chiar așa poșit, că speram la Ceaușescu. A avut o oarecare valoare. Poate chiar singura cea mai bună. La bere și la mine am avut un joc. Măcar de coneac poate ne-am văzut. Acesta este un video mare, iar acesta este un video mic. Păcat că n-am văzut și cele de apă și celelalte erau video, dar îi le-am trăsit aminte. Cu toate restaurantele erau bandă acelea. Și aici, surpriza zilei, ăsta e un bar care l-am luat proaspătat de pe bandă. Ce nu mi-au dat? Ei nu mi-au dat un magnet care se depune aici. Fiindcă magnetul a fost trimis din Occident. Și dacă ai o bucată de metal, l-ai urmă, l-ai spălat, nu știu ce, vrei să întorci cu fundul sus sau la ghez, undeva, l-ai prins cu bucată de metal, l-ai magnetul și le ieși acolo, pur și simplu. L-ai aruncat și gata. Ai scăpat de urmă, ai te chinui să-l așezi, ăsta. Ai aruncat pur și simplu, în schepsis mai nou. Grupul de presă Reporter, sub patronajul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în parteneriat cu Asociația Română pentru Reciclare, RORET, și Primăria Municipiului Bistrița, vă invită să fiți alături de noi în derularea proiectului Ofensiva Verde Continuă. Programul evenimentului la Bistrița, joi 11 februarie 2010, între orele 9 și 17. Reciclează voluntar pentru un oraș curat. Campanie de colectare a deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice, în punctele de colectare provizorii, parcarea Piața Independenței Nord, strada Ștefan cel Mare, vis-a-vis de stația de autobuz. Populația va aduce aceste deșeuri în spațiile special amenajate. Fiecare persoană care se va implica în această campanie va putea participa la o tombolă cu premii ce vor fi oferite de unul din cei 10 membri fondatori ai asociației. Între orele 10:30 și 11, conferință de presă. Ofensiva Verde continuă și în municipiul Bistrița, în sala de consiliu a primăriei Bistrița. Între orele 11:30 și 13:30, masă rotundă cu tema Ofensiva Verde continuă, în sala de consiliu a primăriei Bistrița. Între orele 16:30-18, o societate verde, o societate curată. Activități de conștientizare, școala verde. Vor participa grupurile ECO din instituțiile de învățământ din municipiul Bistrița, la Centrul Cultural Municipal George Coșbuc. Ora 18, tombola cu premii constând în aparatură electrocasnică la Centrul Cultural Municipal George Coșbuc. Ora 21, dezbaterea evenimentului în cadrul emisiunii Unde e adevărul cu Cristian Berari la AS TV. Iată cum va fi vremea în următoarele 24 de ore. Vremea se menține rece, cerul va fi variabil, mai mult noros noaptea. Pe arii extinse în cursul nopții și pe arii restrânse în prima parte a zilei de mâine va ninge. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, viscolind ninsoare. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 6 și minus 3 grade Celsius, iar cele maxime se vor situa între minus 1 și 2 grade Celsius. Izolat se va semnala ceață.